Escanar. Cine scanar nu merge apa la dușuri. Problemă cu apa. Din cauza că nu plouă, nu se mai dă drumul la duș. Pentru că nu este prea multă apă. Chiar dacă se întâmplă cu ea de apă. Se arde. Am coborât în escanar și mergem spre Cala Nova. Practic am putea da o baie și aici, că e destul de copii, nu e prea soare chiar dacă este ora 3. Am făcut o baie pe cinste în Cala Nova. Cala Nova, locul unde natura se îmbină cu modernismul. Ruta numărul 5. Cala Ionga. Cala Ionga în stânga și Sol de Sera în dreapta. Facem un traseu pe jos. Pericol de cădere a pietrelor. Stânga, restaurantul Amante. Ce bine miroase. Ce viu ca lumea.
o plajă mai retrasă. A fost ok locul de făcut o baie, dar nu era prea curat, prea multe plastice în apă. Am adunat câteva, dar e super peisajul, mai ales de ajuns până la această plajă. Calayunga și pe urmă am mers pe jos 10 minute maxim. Un loc cu nu prea mulți oameni. Restaurantul Amante e perfect pentru cine are chef să ia o masă cu un viu superb. Calayunga. Plaja mare. Lungă. Lungă. Protocolul. Dușuri, toalete, tot ce ai nevoie. Chiar și bănci să poți să te schimbi. Și acum stăm într-o zonă pentru persoane cu dizabilități. 4 persoane în cap sub acest acoperiș. 3,50 € de la 6. După ora 6, 3,50 € un jezlong. Și pentru toată ziua 7 euro.